la mine seara asta? Ca să ne uităm la un film. Bă, toate știu ce înseamnă asta. Toate știu. Dacă vin la tine, știi de ce au venit. N-o să fii șocat la mijlocul filmului când tu dai kilo ce jos la un moment dat. N-o să fii șocat. N-o să uiți dubios la tine. Hei! 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 Eu vreau să văd dacă moare DiCaprio! Nu! Știi de ce o vine? Hai să vă zic un lucru. Eu i-am zis unui tip odată să vină la mine să ne uităm la un film și a mi-a răspuns, nu pot, sunt pe ciclu. Și îți scurge pe ochi? E un film. Ca asta se întâmplă, dar vine la tine, vine la tine. Gabriela, uite, v-am deranjat în discuție, pare rău. Ce bou sunt și eu. Gabriela, ție îți place că ai venit toți miroase frumos? Vorbesc cu tine că pe ei nu-i văd când bate repetul. Clar, clar, așa m-am gândit și eu, așa m-am gândit și eu. Dar am fost în Brăila. Și am afirmat, femeilor ne place ca bărbaților să miroase frumos. Nu-i așa, doamnă? Uneori. Și atunci am zis, bă, poate eu, poate am eu o problemă, poate, știi? Pentru că femeilor le place ca bărbații de lângă ele să miroase frumos. Și înțeleg, și înțeleg. Și de asta când veniți voi la noi să ne uităm la un film, primul lucru, schimbăm așternuturile. Le dăm cu parfum după aia. Ca nu cumva să miroase labă, știi? Asta e. 9 din 10 cazuri, Paco Rabanne bate labă. 9 din 10. Pune Airwick-uri toată casa să miroase și camera frumos, poate vrea să pută camera, nu te bagi tu. Facem duș. Facem duș? Pentru voi, fetelor. Nu facem dușul pe care îl facem noi de obicei, când nu vine nimeni să uite la film. Că băieți, când nu vine nimeni la tine, știi cum faci dușul. Știi că intri în baie, dai drumul la apă, gata! Dacă vine o fată la tine, faci duș cu dublă spălare pe cap. Și dai și cu balsam după aia, că nu se știe niciodată. Și spălăm și zona asta dubioasă de sub coaie de aici, știi? Pentru voi, pentru voi. Că nu o spălăm de obicei. Dacă nu vine nimeni la tine, stai sub duș, te gândești, hai coaie, fii serios, cine ajunge acolo? N-are sens, efectiv. Dacă vine la tine, te gândești, poate e nebună, poate urăște pe taică cât mă costă. Și vine fata la tine și e foarte mișto că se așează în pat lângă tine și... A, trebuie să alegi filmul, care trebuie să fii prost, că dacă filmul e bun, nu-ți fute nimeni, îți dai seama. Și atunci trebuie să pui filmul prost, dai play la film și ea stă lângă tine și în momentul ăla nici nu intre genericul filmului. Și noi băgăm o mână pe sub bluziță, ducem gura pe lângă păr, pe acolo, să vedem noi care-i treaba cu părul ăla mai exact. Începem să-l mirosim un pic, așa. Să-l adulmecăm. Și nu știu dacă vă dați seama, băieți, dar pentru fete, când noi facem chestia asta, se aude ceva genul... Schwarzkopf. Serios, e oribil. Și noi facem asta, fetelor, ca să ajungem cu gura la urechea voastră de asta. Știi că nouă ne place când vă... Când noi știm că vă place când vă suflăm în ureche. Ce nu știm noi însă este cum vă place să vă suflăm în ureche. Și de-aia la fiecare primă întâlnire cu un băiat acasă la tine trebuie să suporți un animal excitat care stă pe pat lângă tine și ajunge la urechea ta și la un moment dat faci ceva genul... Parcă cheamă vânturile. Să vină vânturile din Chile să-i sufli lui aia în ureche. De ce? Ca să ți se întărească un pic spârcurile. Nu poți să faci sex dacă spârcul aia nu se uită la tine, nu? Trebuie să fii contact vizual și faci mai aici. Și ca și cum n-ar fi suficient, după asta urmează și vocea aia de psihopat ordinar, care violează pisici sau ceva. Vocea aia care după ce suflă în ureche îți spune ceva de genul îți place! Îți place! Momentul în care tu ca femeie înveți ce înseamnă cuvântul paradoxal, pentru că e situația aia când cineva îți suflă aici și tu te usuci aici. Paradoxal, nu-i așa? Și te uiți la el și spui hei, 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 hei. Lasă-mă pe mine. Stai pe spate. Nu mai sufla, te rog eu. Niciodată, nu mai aud urechea stângă. Stai pe spate, taci, te rog frumos. Nu te mai mișca, stai acolo. Și vine momentul ăla magic, pentru că când se așează ea pe tine, știți? Când se pune așa pe tine frumos și are părul lung, tu ești deja cu tricoul dat jos și se așează așa pe tine și face mai întâi așa din păr, așa, dar așa din păr, așa ca o felină frumos și după aia face așa și părul ei îți curge ție pe păr și la un moment dat ea începe să te sărute pe piept, știi? După care te sărută pe gât. Știi?
Nu e direcția corectă. No. Eu n-am auzit niciun băiat vreodată care să-mi povestească: mamă, am fost aseară cu una la mine și la un moment dat s-a pus peste mine și mamă! Au început prima oară să mă sărute pe gât și nu mai puteam, efectiv, simțeam că nu mai pot și mă gândeam, mamă, știi ce ar fi acum cel mai mișto? Dacă mi-ar lua în gură un pic vena asta de aici, așa. Nu, că nu, nu te interesează, serios. E oribil, e oribil. Băi, oameni buni, da, o să vă zic o chestie un pic tristă și dubioasă, cumva, la un moment dat. Dar înainte de asta, aș vrea să rog să aplaud de oamenii care au citit sau știu de Sugiu Ramona, că sunt curioasă. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Foarte drăguț, foarte drăguț. Pentru ceilalți, mă rog, e o carte pe care am scris-o eu, e despre șah. Și trebuie să numea inițial Sugiu Gasparov, dar era luat titlul ăsta și am pus Ramona. O să vă povestesc o chestie foarte interesantă. Oamenii care citi cartea o știe despre ce vorba. Dar o să vreau să testez o teorie cumva, dar nu știu ce să zic. Hai înainte de asta vreau să mai întreb ceva prietenii mei de aici, care stau împreună. Florian, zi-mi-te, rog. S-a întâmplat vreodată, după ce făceai tu duș, să-ți reproșezi Gabriela că ai lăsat apă în baie? Da, pe greșe, pe astea. Tot timpul, exact, știu. Și te înțeleg. Știi că femeile fac și asta? Că faci tu duș, domnule, și nu faci bine. Știu, am stat și eu cu o fată în casă 2 săptămâni, atât am putut. Am făcut și eu un duș în 2 săptămâni. Și când am ieșit de acolo, m-am așteptat pe prag. Era pe pragul și uita la mine de parcă îi zbucnea într-o criză de epilepsie. Era la mine și uita așa. Cum căcat faci duș? Eu eram... eu... Ea total nemulțumit de răspunsul ăsta și-a făcut... Lași numai apă. Toată baia aia! Mă uitam la ea și eu las apă? Toți lăsăm apă. Nu știu dacă știi, dar Timișoara, când un bărbat face duș, bega-i un pic mândră, așa. Și vreau să zic, uite, Florian, că de asta, pentru tine zic lumea asta, pentru tine zic, vreau să dau soluția. Când vine data viitoare Gabriela la tine și îți reproșează că lași apă în baie, ia-o de mână, scoate-o din baie, ține-o așa din mână, uite-te cu dragoste la ea și zi, da, draga mea, eu las apă în baie. Dar dacă tu n-ai mai lăsat păr, s-ar scurge apa.